E bun! Nu s-a încleștat și bura. Dacă respecti rețeta și nu ți se trimit ingredientele la tine în bucătărie. Da, e acru și bun. Brr. Doamne, de când mă țin să fac așa ceva? Dragii mei bovdicioși, a venit vremea cea mare, vremea în care am să fac borșul acru al soacrei mele. Cel mai acru borș pe care îl vei gusta vreodată. Dragi pofticioși, l-ați văzut pe Constantin, tremura de cât de acru era acest borș, așa că hai să-ți arăt cum îl face mama soacră. Ingredientele le găsiți acolo jos în descriere, acum hai să gătim. Și iată combinația fatală. Am aici undeva la 200 de grame de mălai, mălai de porumb, nu că ar fi și alt tip de mălai. Am aici 400 de grame de tărâțe de grâu și aici apă caldă. Și o să vă zic imediat de ce este necesar ca această apă să fie caldă spre fierbinte. Imediat. Acum hai să vorbim puțin de cantitatea de mălai și de tărâțe. Tărâțe de grâu. Eu folosesc 50 de grame de mălai la fiecare litru de apă ce urmează a-l pune la borșul acru. Drept urmare am să pun 200 de grame de mălai. Îl pun aici, într-un bol mai mare. Tot procesul ăsta poți să-l faci direct în cupul sau în vasul în care umpli borș. Însă eu vreau să-ți arăt cum se face, ca atunci când faci și tu să-ți vină ușor. După mălaie am să pun tărâța de grâu și din cele 400 de grame, adică câte 100 de grame pentru fiecare litru, am să pun jumătate în această etapă. Mai exact, să spunem în jur de 200 de grame. Uite așa. Restul tărâții o păstrez pentru următoarea etapă. Amestec puțin să se omogenizeze totul, după care am să pun apa caldă, apa fierbinte, nu crocotită, atenție, da? Deci până în 60 de grade. Am să pun 200, poate chiar 300 de mililitri. Pun așa, iau și amestec bine. Am să mai pun puțin apă. Am pus jumătate de litru, dar nu e nicio problemă. Uite așa. Practic, ce fac eu acum? Fac un fel de maia, un fel de premix pentru borșul ce urmează al pregătit. Perfect! Eu am să vă arăt exact cum procedez eu, fără a grăbi lucrurile, adică să obținem totul pe cale naturală. Dacă însă te grăbești și vrei să accelerezi lucrurile, ei bine, poți pune în acest premix drojdie. Drojdie proaspătă. Câtă drojdie? Ei bine, undeva la 30-40 de grame. O amesteci cu mălaiul și cu tărâțea și o lași la fermentat, măcar 2 ceasuri. Hai să recapitulăm puțin. 50 de grame de mălai la litru de apă, 100 de grame de tărâțe de grâu la litru de apă și apă, să spunem, cât să omezească totul. Eu, în cazul de față, m-am dus mai mult spre 500 de mililitri. Nu e niciun fel de problemă. Însă ce vreau să-ți arăt acum este secretul pentru a împrumuta gustul autentic al borșului acru care îmi place. Să spunem că ție îți place borșul bunicii și din când în când acasă primești câte o sticlă de borș acru. Ceea ce îți voi dezvălui acum este un secret al meu pe care l-am descoperit din întâmplare. Am spus așa, ce-ar fi dacă aș lua borș acru din borșul care îmi place mie cel mai mult, adică al mamei soacre, și l-aș amestecat cu tărâțe. De ce zic asta? Pentru că noi nu primim huște la pachet. Noi primim borș acru la pachet. Iar eu m-am întrebat așa, dacă huștele conțin bacteriile necesare pentru a aduce acel borș la nivelul respectiv, dacă iau și pun borș acru, e practic aceeași chestie. N-am huște, dar am borș acru. Și ce am să fac? Ia ghiciți ce. Am să iau o căniță de vreo 300-400 ml, o căniță de genul ăsta, ridic temperatura borșului acesta la 40-50 de grade, adică îl încălzesc ușor, și îl ton peste. Ia ca așa. Pasul ăsta, dragii mei, este opțional, dar dacă îl vei face, cu siguranță te vei bucura de gustul celui de acasă. Șt, să nu spuneți la nimeni, decât pe la vecini, pe la surioare, pe la neamuri, doar atât. Așa că, dragi pofticioși, iată micul meu secret care poate aduce schimbări majore despre cum să faci un borș acru de excepție fără huște. Dar dacă nu ai nici măcar borșul acru, nu e nicio problemă, poți să-l lași așa cum ți-am spus, doar respectă timpii și pașii ce ți-i dau. Iau și amestec. Acum, dragii mei, fiți convinși că am și bacteriile de la borșul acru, care îmi place mie cel mai mult. Pe asta mă bazez eu ca să fac un borș acru de excepție, fără drojdie adăugată și fără pâine uscată. Faceți și voi și o să vedeți că am dreptate. Un alt mit pe care vreau să-l discut cu dumneavoastră și eventual să-l elimini este acesta de a folosi o lingură de lemn. Se spune că dacă folosești o lingură metalică, cum e aceasta cu care am amestecat mai devreme, vezi, Doamne, borșul tău acru va avea o culoare nu prea frumoasă, o culoare mai spre gri. Nu are absolut nicio legătură. Lingurile pe care le folosim noi sunt din inox. Inoxul este un metal, să spunem, nobil, așa că stai liniștit. Nu din cauza lingurii metalice
se strică culoarea la borșul tău acru. Și până la urmă, dacă stai să te gândești, gustul e cel care contează și nu culoarea. Pentru că atunci când îl pui în ciorbiță, ghiciți ce, nici nu mai contează culoarea. Așa că uite, am spart și mitul lingurii metalice. Deci, v-am arătat ce fac eu ca să obțin cel mai bun borș acru? Ei bine, asta poți să faci și tu. Și poți copia sau replica orice alt borș dorești tu, chiar și de la mamaia din piață. Fără nicio problemă, pentru că împrumuți bacteriile și le ai la noul tău borș proaspăt, fără uști, fără drojdie și fără pâine înmuiată. Hai, pun aici și 4 ore îl las să fermenteze. Sau mai bine spus, îl las să pornească fermentarea. Ne vedem de grabă. Gata, pofticioșilor, 4 ore au trecut. Pentru voi a durat foarte puțin. Pentru mine a însemnat să lucrez și la alte rețete. Hai să-ți arăt ce urmează. Ia câtă așa arată cuștele noastre proaspete. Am adus vasul meu de lut, are undeva la 10 litri, să zic așa. Și uite cum procedez eu. Fiind luna ianuarie, nu am de unde să iau crenguțe de vișin proaspete. Dar am și aici un secret. Am să ți-l spun imediat. Așa că, astea sunt crenguțe de vișin, luate în plin sezon, puse la uscat și folosite atunci când umpli borș. Am aici, să spunem, 3-4 lujeri de vișin. Adică crenguțe de an nou, cum ar veni. Cele proaspete. Iau și le rup în două și le pun pe fundul vasului. Și o să spun și de ce procedez eu așa. Și iată, am ajuns acolo unde am vrut. Am și 3 crenguțe de lujeri proaspeți, de anul acesta, de ianuarie, să zic așa, în care nu a dat frunza, ci avem doar mugurelul. Dar înăuntru este seva care mă interesează pe mine la borșul acru și de unde vine și aroma. Așa că iau crenguțele astea, 3 la număr, 4, câte vrei tu, le rup în genul acesta și le pun și pe astea pe fundul vasului. Iată așa. Iar dacă te întrebi ce e măturica asta, ei bine, nu e o măturică de șters praful, ci e cimbru. E cimbru un pic sărăcit de semințe, dar care are foarte multă aromă. Așa că am să-l iau, îl rup și pe ăsta în 3-4, în genul acesta, și îl pun tot pe fundul oalei. Dau puțin oala deoparte, trag lângă mine cuștele proaspete, iau tărâția rămasă, adică cele 200 de grame de tărâție rămasă, și le pun peste. Uite așa. Iau și amestec din nou. Și acum iau și le introduc în oală. Pun direct peste crenguțele ce se află la fundul oale. Întind huștile așa cât să formeze un strat. Uite așa. Și să acopere crenguțele aflate în oală. Și acum am să-ți răspund la nedumerirea crenguțelor. Adică de ce se află pe fundul oalei acoperite cu huște și nu se află peste? Iar procedând așa, unul că se află la bază, adică pe fundul oalei, unde poate lucra și fermenta exact așa cum trebuie, și alta e când se află în borș, deasupra. Lucrurile evoluează ceva mai încet. Eu te sfătuiesc să încerci măcar o dată această tehnică și să vezi dacă e vreo diferență sau nu. Cu siguranță o să fie, pentru că eu am testat și îți spun ție toate șmecheriile mele de cum să obții cel mai acru borș pe care l-ai gustat vreodată. Acum iată ce urmează să faci. Așa e, te-ai prins bine, urmează să punem apa. Apă călduță, înspre fierbinte, dar până în maxim 60 de grade. Dacă depășești această temperatură, ai toate șansele să omori bacteriile ce s-au format în huște. Așa că ai grijă cât de fierbinte e apa ta în această etapă. Cel mai sigur ești undeva pe la 40-50 de grade. Și am să o pun peste huște. Uite așa. Câtă apă? E bine, dacă am pus jumătate de litru la huște, mai trebuie să pun încă 3 litri și jumătate. Iată, dragilor, așa arată. Dacă dorești în această etapă, poți pune și leuștean. Frunzulițe de leuștean, uscat sau proaspăt. Cum dorești tu. Poți aduce foarte multe arome la acest borș. Dar eu însă prefer doar cu astea două. Crenguțe de vișin și cimbru. Astea îmi plac mie și astea le folosesc. După cum vezi, vasul meu nu este plin. Ceea ce îți spun și ție, să ai grijă cu acest lucru. Pentru că tărâția sau huștele pe care le-am pus în borș se vor umfla și ai să vezi și tu că va crește, va înflori. O să le vezi plutind la suprafață. Iar dacă vrei să ai surprize să-ți dea borșul pe din afară, pune-l mai plin. Și din acest moment începe formarea borșului nostru acru. Am să acopăr vasul, e foarte important să acoperiți vasul și aici mai este un secret pe care vreau să-l împărtășesc cu voi, dar e opțional. Și iată cum procedează mama soacră. Vasul ăsta e călduț și vrea să-l țină mai mult timp cald ca amestecul din interior să fermenteze mai repede. În mod normal, dacă îl lași așa undeva la 3 zile, ar trebui să obții borșul acru. Dacă îl acoperi cu o păturică și rămâne cald mai mult timp, e bine, scurtezi timpul de la 3 zile la 2 zile, să zic. Asta în cazul în care te grăbești. Eu nu mă grăbesc, pentru că am rezerve de borș acru în frigider. Așa că am să las să fermenteze la temperatura din bucătărie, în dreptul plitei. Acolo e cel mai cald când gătesc. Așa că ne vedem, dragilor, peste 3 zile. Și, era să uit, mai am un secret.
al bunicii mele. Când umplea borș și ne aflam prin preajma ei, ca borșul să iasă acru, ne prindea de păr sau de ureche și descânta borșul. Mă rog, îl descânta. Spunea așa: acru borșul, și eu țipam de numai. Ei, se spune că nervii ăștia se duc în borș, iar borșul se aprește. Ăsta e secretul bunicii, cum obținea dânsa un borș cu descântec. Hai să ne vedem peste 3 zile, să vedem dacă a ieșit ce trebuie sau nu. Ia că-te! Au trecut 3 zile de când minunatul borș acru stă și se relaxează dezvoltând arome. Dragi pofticioși, haideți să vedem ce a ieșit, pentru că și eu sunt curios dacă e ceea ce trebuie sau nu. Țineți cont, e prima mână și hai să vedem un prim aspect. Ia că așa, da, arată a borș acru, nimic special până acum. Dar aș putea spune numai după miros că e destul de acru și foarte, foarte parfumat. O să vă placă, garantat. Și acum, pofticioșor, haideți să vedem din 4 litri de apă cât am pus în această ulcică, să vedem cât borș acru putem scoate. Am să iau să strecor printr-o sită deasă, să nu pice tărâțe, să nu pice mălai, chestii de-astea. Hai să tot. Uite așa. Una e gata. Aici și al doilea. Pofticioșor, din 4 litri de apă cât am pus în ulcică, au rezultat 3 litri de borș. Mai am aici un pic de borș acru, dar e mai albicios, care este nemaipomenit pentru sănătate, pentru că borșul, am uitat să vă zic, borșul conține o grămadă de beneficii foarte bune pentru organism. Conține complexul de vitamina B necesar corpului uman. Așa că, dragi pofticioși, rețeta aceasta este binevenită în orice gospodărie. Am aici 2 litri de borș ceva mai limpede, iar aici am încă 1 litru de borș un pic mai turburel. Dar nu e niciun fel de problemă, pentru că urmează să se decanteze și va rezulta un borș limpede ca lacrima. Nemaipomenit de gustos, nemaipomenit de acru, să sperăm că încă nu l-am gustat, dar vedem imediat dacă e ce trebuie sau nu. Până la degustare vreau să vă mai spun ceva. Dacă doriți să faceți și tura 2, atunci sunteți binevenit. Adică, peste huștele ce le am aici în ulcică, puteți turna din nou 4-5 litri de apă călduță, undeva la 40-50 de grade, le puneți aici și reluați procesul. După 2-3 zile, obțineți din nou un borș acru foarte delicios. A doua tură. Iar deja la a treia tură puteți să vă lăudați cu cele mai șmechere huște pe care le aveți noastră acasă. Pentru că da, ați prins cuib și de acum nu faceți altceva decât să continuați. În cele ce urmează, eu vreau să îți arăt cum poți păstra huștele. Să spunem că ai deja depozit de borș acru în frigider și nu mai ai nevoie de borș acru decât data viitoare. Și vreau să-ți spun cum poți să faci să păstrezi huștele până data viitoare. Așa că, scoți frumos crenguțele. Crenguțele de cimbru și de vișin ce le-ai pus în borș. Uite așa. Astea le dăm deoparte că și nu mai avem nevoie de ele. Iau și agit puțin vasul. Uite așa. Și răsturnăm bol. Cu grijă să nu stropim. Și astea, dragii mei, reprezintă huștele. Și acum, e un recipient de ăsta de vreun litru, să zic așa, sau o caserolă. Iei frumos din huște, fără zeamă, și pui aici. Uite așa. Pui capacul și huștele acestea, dragii mei, le puteți păstra la frigider chiar și o lună de zile, cu condiția să nu stea pe ușa frigiderului, ci undeva mai în spate. În rest, la 2 săptămâni, dacă umpleți borș, nu e niciun fel de problemă. Deși recomandarea e măcar o dată pe săptămână. Ca ați văzut și voi, se face simplu, ai mereu borș proaspăt, iar când vine vara și bagi un borș acru cu miere de albine rece, e mai ceva decât orice altă băutură de pe pământ. Iar când te gândești să umpli din nou borș, ei bine, dragi pofticioși, țineți cont de următorul lucru. Puneți la jumătate cantitate de tărâțe și de mălai, amestecați bine bine cu aceste huște, puneți apa peste, cimbru și crenguțe de vișin și asta e tot. Și aveți un borș acru nemaipomenit. Acum aveți propriul dumneavoastră cuib de huște. Puteți da și la alții. Mă duc să duc pe a mea la frigider și revenim cu degustatul. Și ce spuneam mai devreme, am aici borș acru, am aici o ulcică pregătită și zahărul naturii. Dragi pofticioși, haideți să facem cel mai răcoritor cocktail care te trezește din absolut orice. Și anume, am aici borș acru, îl pun frumos în ulcică. Așa, mamă ce bine miroase și ce frumos arată. Și aici miere de albine, iau frumos o linguriță, pun peste, amestec bine bine. Și obținem cea mai șmecheră băutură recomandată de toată lumea pe timpul verii și nu numai. De fapt, tot anul e recomandat a se consuma borș acru. Ia haideți, pofticioșilor, să degustăm acest borș minunat, acest borș acru minunat, să vedem cum a ieșit după prima mână. Hai, pun și eu puțin aici. Așa. Și hai să vedem dacă e acru sau nu. Că vorba aia, nu m-am tras de păr degeaba. Hai, să vedem cum e. Mamă, cum miroase. Wow!
Da. Pot să spun că sunt mulțumit. Nu e ca al mamei soacre, dar e primatură. Dar e acru, e bun. Și ați văzut și voi cum am strâmbat. Mamă! Încă o dată că dă dependență. Da, e acru și bun. Brr. Cred că asta e starea normală care trebuie să o simți în momentul în care bei așa ceva. Mi s-a încleștat și gura. Hai că e bine, e bine. Și ați văzut și voi că micul secret pe care l-am împărtășit cu voi vă permite să faceți orice borș acru al oricărei gospodine din această țară. Hai să văd și eu corectorul că vorba aia, nu un pic sete. Noroc! E bun! Mamă ce bun e, îmi place! Acestea fiind spuse, dragi pofticioși, vă mulțumesc că m-ați urmărit până la final. Până data viitoare, când ne revedem cu o nouă rețetă super delicioasă, rămâi flămând de amintiri și mereu pofticios. Eu am plecat că am de făcut un borș, vorba aia, am umplut borș și trebuie să fac borș acum cât e proaspăt. Pa, pa! E bun, mă! Hai, că e bun! Iacu, pentru prima dată chiar iacu, neașteptat aș putea spune.